Anatolie, tentat de perspectiva unei cine delicioase, a unei băi calde și a unui pat moale după o călătorie de afaceri lungă și obositoare, a zâmbit fericit în taxi. Inițial, se gândise să treacă pe la mama sa, dar a decis să nu o facă, nevrând să o deranjeze la ora asta. Era sigur că soția lui nu l-aștepta cu nerăbdare, mai ales că o informase din timp de întoarcerea sa. Coborând din taxi, s-a îndreptat spre intrarea în clădirea sa. Aruncând o privire spre ferestrele sale, a observat că acestea erau întunecate, ceea ce l-a surprins. Era sigur că Marina și fiul lor, Petru, ar fi fost acasă, luând de obicei cina în bucătărie la această oră, dar nici în sufragerie nu era lumină. S-au dus la părinții ei? Se gândea Anatolie iritat. Prostule, i-am spus că mă întorc astăzi. În ciuda problemelor recente dintre el și soția sa, Anatolie era convins că Marina îi simțea lipsa și își dăduse seama de greșelile sale. A urcat la etajul său, a descuiat ușa și a pășit în hol, apăsând întrerupătorul de lumină. Nu s-a întâmplat nimic. Ce naiba? A murmurat el, privind în holul unde totul părea normal. Liftul funcționa, iar coridorul era luminat puternic. Judecând după muncitorii de lângă scări cu contorul lor, vecinii aveau curent electric. Anatolie a pornit lanterna telefonului său și a mers prin camere. Apartamentul era complet lipsit de curent. Ar fi trebuit să mă duc imediat la mama, s-a gândit el. A format numărul ei, dar telefonul Ninei Egorescu era închis. Probabil că s-a dus la casa ei de la țară, a gândit el iritat. Pentru a ajunge acolo ar fi durat mai mult de o oră cu trenul, iar Anatolie nu era pregătit pentru asta, mai ales că nu exista nicio garanție că ea era chiar acolo. Recepția telefonului mobil acolo era slabă, dar uneori Nina Egorescu pur și simplu își închidea telefonul, fie că își vizita prietenii, fie că nu voia să fie deranjată. Anatolie și-a sunat atunci soția. Marina, sunt acasă, a spus el. Unde ești? A întrebat el după ce a auzit răspunsul ei. Fața lui s-a schimbat. Stai, doar nu vorbești serios. A băgeuit el, dar Marina închisese deja telefonul. Lui Anatolie nu-i venea să creadă ce auzise, dar o percheziție amănunțită a apartamentului a confirmat spusele soției sale. Frustrat, a lovit peretele cu pumnul, apucându-și imediat mâna dureroasă. Era gata să explodeze, dar și-a dat seama că asta nu ar rezolva nimic. Până la urmă va trebui să meargă la mama sa. Aproape ca și cum i-ar fi citit gândurile, Nina Egorescu l-a chemat înapoi. Fiule, rămâi la tine acasă deocamdată, a spus ea cu nonșalanță. Eu sunt la sanatoriu. Tu mi-ai cumpărat călătoria, îți amintești? Oricum, trebuie să plec, e timpul pentru piscină. A închis din nou. Anatolie și-a dat seama că avea probleme serioase. Când Anatolie a cunoscut-o pe Marina, i-a spus că mama lui l-a crescut singură și că, chiar și după ce se va căsători, va continua să o întrețină financiar. Mama ta încă mai lucrează? Întrebase Marina, surprinsă. Are în jur de 50 de ani, remarcase ea. Și ce dacă? Răspunsese Anatolie. Salariul ei este mic. Știi cât de prost sunt plătiți profesorii? Volumul de muncă este enorm. De fapt, aș prefera ca ea să lucreze cu jumătate de normă sau să se pensioneze. Atunci de ce ai nevoie de o familie, dacă nu te poți despărți de mama ta? Întrebase Marina. Familia este un lucru, iar mama este altceva, explicase Anatolie. Este vorba doar de a ajuta. Chiar tu ai spus că părinții tăi încă o întrețin pe bunica ta, chiar dacă are o pensie decentă. Marina fusese convinsă de argumentele logodnicului ei. Făcuse greșeala obișnuită de a crede că își poate schimba viitorul soț și că îl poate obliga să trăiască după regulile ei. Inițial, Anatolie și Marina și-au pus în comun finanțele, iar Marina nu a simțit impactul sprijinului financiar pe care Anatolie îl acorda mamei sale.
aveau destui bani. El o ajută. Și ce dacă? S-a gândit ea. Pe mine nu mă afectează. Nina Iegorescu a trecut în curând la muncă cu jumătate de normă. Slavă Domnului, în sfârșit mă pot odihni. A exclamat ea în timpul unei întâlniri de ceai în familie. Sunt atât de obosită după toți acești ani. Copiii moderni sunt pur și simplu îngrozitori. Era atât de fericită încât chiar și Marina s-a bucurat pentru ea. La un an după nunta lor, Marina a rămas însărcinată. Nu este prea devreme pentru un copil? A întrebat-o soacra ei. Încă mai ai o ipotecă de plătit, iar eu am deja 28 de ani, a răspuns Marina. De ce să așteptăm? 9 luni mai târziu, s-a născut Petru, iar cheltuielile cuplului au crescut semnificativ. Anatolia a început să se plângă mai mult. De ce avem nevoie de scutece? A întrebat-o pe Marina. Nu poți spăla scutece din pânză? Oricum ești acasă toată ziua. Suntem în secolul XXI, a argumentat Marina, și, în plus, mașina noastră de spălat este veche și trebuie înlocuită. Nu avem bani pentru una nouă, a bombănit Anatolie. Nu ai primit un bonus la serviciu? A întrebat Marina. Putem face un împrumut. Un alt împrumut pe lângă ipotecă? A răbufnit Anatolie. Primești plăți de maternitate. De ce nu te angajezi ca freelancer? Am destule de făcut cu copilul, a protestat Marina. Există o mulțime de opțiuni de lucru de acasă pentru mame, a spus Anatolie în batjocură. Alții se descurcă. De ce nu poți tu? Odată, pe drumul de întoarcere de la magazin, Marina s-a oprit la soacra ei. Aceasta sunase, spunând că nu-și mai văzuse nepotul de ceva vreme. Bucătăria se lăuda cu o mașină de spălat nouă. Wow! Ai luat-o pe credit? A întrebat Marina. Nu, mi-a dat-o Anatolie, s-a lăudat soacra ei. Cea veche era complet stricată. Sunt norocoasă că am un asemenea fiu. Marina abia se abținea să nu riposteze. În acea seară, și-a confruntat soțul. Deci soția și fiul tău se pot descurca, dar mama ta primește aparate noi? Ea este mai în vârstă, a spus Anatolie. Tu ești tânără și poți spăla de mână. Și mama ta nu poate. Bine că nu-mi sugerezi să aduc apă de la râu cu un juc, a replicat Marina. Anatolie și-a cerut scuze mai târziu, dar situația nu s-a schimbat și chiar s-a înrăutățit când Nina Iegorescu a decis că are nevoie de o casă la țară. Mă simt sufocată în oraș, s-a plâns ea. Marina s-a încordat și și-a interogat soțul în legătură cu finanțele lor. Anatolie nu s-a obosit să se justifice. Îi trimit toți banii mamei mele. Tu și copilul va trebui să vă descurcați singuri, a spus el. Înțelegi că aceasta este și moștenirea lui Petru, a argumentat Marina. Soacra Marinei, Nina Iegorescu, a găsit o casă la țară cu un teren bun la un preț rezonabil. Ea intenționa să cultive acolo legume și fructe pentru nepotul ei iubit. Pentru a împlini visul mamei sale, Anatolie a luat încă un împrumut. Casa a fost cumpărată, dar a necesitat renovări ample, iar acum întregul salariu al lui Anatolie era consumat de dorințele mamei sale. Marina a fost nevoită să găsească o slujbă la domiciliu pentru a se întreține pe ea și pe fiul lor. Certurile și amenințările cu divorțul erau inutile. Anatolie se pocăia, promitea că lucrurile se vor schimba curând, dar situația rămânea aceeași. Marina era epuizată, echilibrând munca și îngrijirea fiului lor în creștere. Facturile lor de utilități au început să se acumuleze. Marina a fost nevoită să le ceară în mod repetat ajutorul părinților ei. Aceștia nu au refuzat niciodată, dar au interogat-o, lăsând-o fără cuvinte. Au mai trecut 2 ani, iar răbdarea Marinei a ajuns la punctul de rupere. Când Nina Iegorescu a anunțat că nu mai vrea să planteze nimic la vila ei și a sugerat ca Marina să petreacă mai mult timp acolo grădinărit,
în timp ce ea ar folosi locul pentru odihnă, a fost picătura care a umplut paharul. Anatolie a plătit pentru șederea mamei sale într-un sanatoriu destul de scump. Și-a cumpărat o vilă pentru a se relaxa, iar acum are nevoie și de un sanatoriu. Marina s-a supărat. Ascultă, mama este bătrână și nu este foarte sănătoasă, a spus Anatolie. Iar prinde bine o terapie suplimentară. Mama ta ar putea lucra într-un atelier de prelucrare, a răbufnit Marina. I-a declarat război soțului ei. A încetat să mai gătească pentru el, în ciuda lipsei lui totale de contribuție la bugetul familiei. În fiecare seară, Anatolie cerea cina. Neputând să mai suporte situația, Marina s-a mutat împreună cu fiul lor, Petru, în casa părinților ei. Anatolie a încercat să o sune, dar ea a refuzat să răspundă, prea rănită de disprețul lui față de familia lor în favoarea mamei sale. În cele din urmă, Anatolie a primit o scrisoare prin care era chemat la tribunal. Marina depusese o cerere de divorț. În timpul procedurilor, s-a dezvăluit că cea mai mare parte a proprietății dobândite împreună, inclusiv ipoteca pe apartamentul lor, fusese plătită din veniturile obținute de Marina din slujbele ei secundare. Instanța a ținut cont de acest lucru și a împărțit bunurile în mod inegal, favorizându-i pe Marina și pe fiul lor. Anatolie a fost obligat să se mute cu mama sa, Nina Iegorescu, în casa de la țara acesteia. Nina Iegorescu a fost nemulțumită de acest aranjament, deoarece spera să se bucure singură de pensie, pe care Anatolie o asigurase pe deplin. Relația lor s-a deteriorat semnificativ. Marina a început o nouă viață ca mamă singură. Cu sprijinul părinților ei, în cele din urmă și-a revenit din stres, și-a găsit un loc de muncă bun și a întâlnit o nouă iubire, un bărbat care îi aprecia și respecta independența. Petru a frecventat o grădiniță bună și a crescut într-o atmosferă de dragoste și grijă. Și aceasta, dragi prieteni, este povestea. Împărtășiți gândurile voastre în comentarii, mi-ar plăcea să le citesc. De asemenea, vă rog să împărtășiți această poveste cu prietenii voștri, ar însemna foarte mult pentru mine. Mulțumesc pentru atenție, vă doresc toate cele bune, pe curând!